Vizitatorii vor avea parte de o mulțime de oferte speciale pentru vacanțele din 2016. Vor putea participa la tombole, la sesiuni de prezentări și la conferințe organizate în incinta târgului. La acest târg vor fi prezente atât agenții de turism din România, cât și două din Bulgaria. Suntem foarte încântați să fim gazdele Târgului de Turism al Olteniei, fiind și prima ediție și primul eveniment cu această tematică. Noi am pregătit pe perioada celor 3 zile un program artistic cu tot felul de spectacole dedicate, în primul rând, aducerii în valoare tradițiilor oltenești. De asemenea, vor fi și intervenții internaționale, pentru că este bine să fie pe gustul tuturor. O noutate în cadrul evenimentului o reprezintă prezența unei clinici medicale specializate în medicină dentară, ce oferă servicii dedicate turismului medical. Pentru grupurile organizate ce vizitează târgul s-a pregătit un tur al orașului Craiova, fiind incluse vizite la toate muzeele din oraș cu intrarea gratuită. E un eveniment unic în acești 25 de ani. Vrem să lărgim granițele acestui eveniment și în acest sens am invitat Camera de Comerț de la Vidin și Camera de Comerț de la Zaeciar, partenere într-un proiect transfrontalier cu noi. Am pregătit de asemenea o surpriză tinerilor care vin în cadrul centrului multifuncțional. Va fi un pod al îndrăgostiților amplasat aici în centrul multifuncțional. De asemenea, cu această ocazie noi ne-am gândit să oferim municipiului Craiova un nou obiectiv turistic, iar podul îndrăgostiților va fi apoi donat primăriei Craiova și va fi amplasat într-unul dintre punctele de interes din oraș. Zona Olteniei, cu un mare potențial turistic, are pentru prima dată ocazia de a fi promovată la un târg regional de turism. Organizatorii așteaptă vizitatori într-un număr cât mai mare, aceștia putând să viziteze târgul în perioada 18-20 martie, între orele 10-18.